Sărbătoarea izvorului tămăduirii mai este numită și Vinerea Luminată, iar popular Fântânița sau Vinerea Scumpă. În această zi, tradiția spune că este interzisă orice treabă fizică. Cine nu calcă rufe, nu spală, nu sapă și nu face curățenie în prima vinere de după Paște, va avea un loc asigurat în rai, iar cine lucrează va fi lovit de boală și nu-și va mai reveni până la moarte. În ziua izvorului tămăduirii, credincioșii vin la biserică pentru a lua parte la slujba de sfințire a apei, cunoscută sub numele de aghiazma mică. Slujbele în biserică pentru sfințirea apelor au început încă de dimineață. Zeci de giurgiuveni au luat apă sfințită de la Catedrala Adormirea Maicii Domnului din municipiu. Giurgiuvenii care au luat apă la slujbă spun că aghiazma mică o păstrează peste ani și în caz de bol sau necazuri. Aceasta poate fi băută pentru vindecare. Pentru ce așteptat? La aghiazmă, mamă, să nu mai aghiazmă. Ce trebuie să facem cu această aghiazmă? Să e sfințită, să ne dăm pe față, în casă. Cred că momentele când îți este greu, atunci eu una așa o folosesc. E o iazmă. Ce este bine să facem cu această iazmă? Să bem 14 zile, să ne închinăm de sănătate pentru vindecarea rănilor care le avem, bolilor. Numele sărbătorii se trage dintr-o întâmplare miraculoasă săvârșită cu multă vreme în urmă, când un orb și-a recăpătat vederea după ce s-a spălat pe față cu apa unei fântâni situate într-o pădure de lângă Constantinopol. Potrivit legendei, Leon cel Mare se plimba pe acolo înainte de a deveni împărat, când a întâlnit un orb. Acesta i-a cerut apă și l-a rugat să-l conducă în cetate. Leon căuta un izvor, dar pentru că nu găsea, era pe cale să renunțe când a auzit vocea Maicii Domnului care îi spunea să intre mai adânc în pădure. Viitorul domnitor a găsit în cele din urmă apă, i-a dat orbului să bea și a spălat ochii. Omul a început imediat să vadă, iar de-a lungul timpului, oamenii cu tot felul de boli s-au vindecat inexplicabil bând apă din acest izvor.